se pare că șoferul unul dintre dubițe a intrat în depășire fără să se asigure, era și lungă continuă și vizibilitatea un pic redusă deoarece era o succesiune de curbe. Plouă și mărunt și se pare că a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu o altă dubiță care circulă regulamentar.